Slăviți să fie Domnul! Vine ziua și nu-i departe când acolo, în împărăția Domnului nostru Isus Hristos, nu va mai fi durere, nu va mai fi boală, șiopii, orbii, surzii, cei infirmi, cei cu dezamăgiri, cu decepții în suflet, cei care au dureri felurite, se vor putea bucura pentru întotdeauna de prezența mărață și glorioasă a Domnului nostru Isus Hristos, Dumnezeu să ne ajute să ajungem acolo. Amin! Dragii mei, în această seară, prin bunăvoința bunului Dumnezeu, aș vrea să am un cuvânt de predică menit să răspundă unei întrebări care a frământat măcar odată viața fiecărui om de pe Pământul acesta, mai ales într-un context în care cei dragi părăsesc scena aceasta a pământului și anume ce se întâmplă cu sufletul după moarte. Și vom lăsa ca Sfânta Carte Biblie această Revelație a lui Dumnezeu, fără de greșeală, să ne poarte în această zi, în, acest, în această învățătură sfântă, clară, care să fie un cuvânt de zidire, de îmbărbătare, de edificare și informare pentru noi. De aceea, Luca de la capitolul 16, de la versetul 19 la versetul 31, voi citi acest pasaj din Sfânta Scriptură, pasaj care deschide o fereastră în lumea de dincolo și Dumnezeu prin Isus Hristos, prin învățătura exprimată atunci și pe care în lumina Duhului Sfânt o înțelegem astăzi, ne-a făcut conștienți de câteva adevăruri cu privire la lumea de dincolo. Și iată cum debutează pasajul. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de înger în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sunul lui și a strigat, Părinte Avrame, fieți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi rocorească limba, că-și grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta, tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mânghiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te, dar părinte Avraame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, că ce am cinci frați și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu asculte pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Până și cuvântul Domnului, vă invit respectos să vă reocupați în locurile. Dragii mei, pasajul acesta din Biblie este un pasaj care descrie Doi oameni cu două statute sociale diferite, bogat, sărac, care au avut parte de două vieți diferite, două mormântări diferite, dar bineînțeles și două destine diferite. Realitatea este că, din punct de vedere pământesc, bogatul acesta a dus o bine, a dus o viață de uzur, trăind într-o viață de lux, de opulență. Vestimentația despre care vorbește Biblia aici, se îmbrăca în porfiră și în subțire, vorbește tocmai despre condiția materială opulentă pe care omul acesta o avea, iar săracul acesta, Lazar, avea o condiție materială foarte precară. Singurii companioni care au rămas aproape de el și de bubele pe care le avea erau niște căței, câini, care veneau și lingeau bubele. Iar expresia zăcea, din versetul 20, săracul Lazar acolo, este o dovadă incontestabilă a faptului că el nu era sărac din cauza faptului că era leneș și el era sărac din cauza unei boli pe care o avea și atunci se explică și imposibilitatea de a avea un trai de minim decență din punct de vedere material. Sigur că bogăția sărăcia nu comportă în ele însele valori morale, ci mai degrabă mijlocul prin care ai ajuns acolo sunt chestiuni demne de discutat care se circumscrie zonei morale. Bogăția sau sărăcia în ele însele nu sunt virtuți cum nu sunt nici non-valori. Așadar, bogăția nu te duce în iad și nici sărăcia nu te duce în iad, ci din potrivă, modul cum te-ai raportat la Dumnezeu, la semen și la Scriptură sunt trei condiții sinecvanon, fără de care nu se poate să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Observați, dragii mei, câteva paradoxuri așa subliniate foarte telegrafic în textul ăsta pe care le putem evidenția. Primul paradox, pe pământ bogatul a avut haine de lux, dar n-a avut haina mântuirii. Pe când la celălalt pol, săracul, n-a avut haine de lux, dar a avut haina mântuirii. Și iată, dragii mei, ce contrast ciudat. Să poți avea cele mai frumoase și cele mai uh, mari branduri de vestimentație, de haine și o garderobă impresionantă în, în uh, casa ta. Însă, cu toate astea, tu să nu te fi asigurat vreodată să pui pe tine haina mântuirii. Al doilea paradox pe care îl văd în textul ăsta e că bogatul pe pământ a fost cunoscut însă în cer, un anonim. Așa se face. Că nici măcar în Biblie, în Luca 16, nu-i se dă nume. Fa pentru care zice, a murit și bogatul. Interesant este că mai întâi Dumnezeu așează ordine a morții fiecarea dintre ei. Mai întâi moare săracul Lazar și apoi moare bogatul. De ce? Ca un ultim semnal al Harului Dumnezeu prin care vrea să-i spună bogatului ia seama că ești trecător și cum a murit săracul de la ușa ta, mâine s-ar putea să-ți vină rândul. Pune la inimă lucrul ăsta și pregătește-te pentru ziua întâlnirii cu Domnul. A avut el treabă cu această evidență din, din fața casei lui a trecut într-un mod foarte ignorant și superficial și nu s-a gândit la ziua plecării lui din lumea asta. Al treilea paradox. Bogatul pe pământ a fost fericit, iar dincolo chinuit. Pe când săracul Lazar pe pământ a fost chinuit din cauza condiției materiale și a bolii fizice pe care o avea și a modul în care se raportau semenii la el, iar dincolo el a fost mângâiat fericit în bucuria stăpânului său. Și al patrulea paradox pe care îl observăm în textul ăsta e că pe pământ bogatul a privit de jos în sus la alții, iar dincolo a privit de jos în sus. Uitați-vă, dragii mei, cât a fost pe pământ în viață, privea de sus la alții. Dincolo privea de jos în sus la Avram. Părinte Avrame și la Lazar. Trimite pe Lazar. Iată, dragii mei, acestea sunt patru dintre paradoxurile pe care am vrut să le evidențiez într-un mod cât se poate de tangențial. Acum, aș vrea ca textul meu să se structureze în cinci mari adevăruri generale pe care le putem desprinde din pasajul acesta. Primul adevăr incontestabil este acesta. Pe pământul ăsta, fiecare dintre noi, suntem trecători, efemeri. Bogați sau săraci, intelectuali sau agramați, cu o condiție materială fizică bună sau mai puțin bună, într-o zi mai devreme sau mai târziu, cu toții vom pleca. Este primul adevăr. Nu insist pe acest adevăr, pentru că Biblia abundă în foarte multe versete biblice prin care afirmă într-un mod lămuritor faptul că noi vom pleca de pe pământul ăsta. Și îmi, ce, îmi, plăcea tare mult ce spunea Traian Dors, că de fapt noi nu ne ducem spre mormânt, noi mergem spre cunună. Și zicea el în poezia lui, când auzi vezi că a murit, nu vă întristați prea tare. Cine a cântat și a suferit pentru Iisus, ce răstrict acela vești nu moare. Uh. Apoi, într-o altă strofă zicea, când auzi că a murit, nu credeți asta știre, mântuitorul meu iubit și moartea mea a nimicit, eu merg spre nemurire. Și asta este nădejdea noastră, că nu lopata groparul este ultimul răspuns al vieții, ci dincolo de glia și luturi rece, dragii mei, noi vom avea o întâlnire cu Dumnezeu, fie în rai, fie în iad pentru întotdeauna. Pentru că Biblia abundă în metafore despre fragilitatea și efemeritatea vieții, cum ar fi, viața omului este ca un abur, viața omului este ca iarba de pe câmp care dimineața răsare, înflorește, seara se usucă și moare, viața omului este ca un sunet, psalmul 90. Și iată, dragii mei, câte metafore sunt descrise în Biblie, menite să ne atragă atenția asupra faptului că suntem extrem de fragili și mai devreme sau mai târziu vom pleca. Al doilea adevăr pe care îl desprindem din pasajul pe care l-am citit este acesta că în momentul în care omul moare nu sunt decât două locuri, iadul sau raiul. Și acum vreau, dragii mei, să intru puțin într-o zonă de dezbatere teologică și să evidențiez în seara aceasta câteva teorii pe care oamenii le au în general cu privire la ce se întâmplă cu sufletul omului după ce omul moare. Noi știm că moartea înseamnă despărțirea entității imateriale de entitatea materială, adică Duhul și Sufletul se despart de trup. Trupul se va descompune, se duce în țărână, Duhul și Sufletul se duc într-unul din două locuri, fie în prezența lui Dumnezeu, fie în absența lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, prima teorie despre ce se întâmplă cu Sufletul după ce moare, pentru că asta este o mare întrebare pe care o pun oamenii, atei, agnostici, credincioși sau religioși, fiecare om și-a pus măcar o dată întrebarea asta. Ce se întâmplă la câteva minute după ce omul a murit? Și aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră prima teorie, teoria somnului sufletului sau a anihilării sufletului. Această teorie presupune faptul că după ce omul moare, sufletul lui intră într-o stare impersonală, de inconștiență, propriu zis de adormire, sau alții sunt mult mai radical, de dispariția sufletului. De exemplu, sunt oameni din zona adventă sau a lui Jehova care vorbesc despre teoria somnului spiritual. Și sigur că îi aduc diferite argumente, pentru că zic ei la mormântul, Domnului Iisus Hristos, la mormântul lui Lazar, Domnul Iisus Hristos, în Ioan capitolul 11, zice, Lazar n-a murit și doarme. Și zic, vedeți ce se întâmplă cu sufletul omului după ce moare? E un somn stare de inconștiență, care n-aude, nu vede, nu se întâmplă absolut nimic. Este un somn. Și apoi la înviere, Domnul Iisus Hristos îi va aduce înapoi în viață, în trupurile pe care le aveau, ca să meargă la judecată. Dragii mei, Biblia nu ne lasă să înțelegem treaba asta. În fine, nu vreau să intru foarte mult în dezbateri de genul ăsta, ei se leagă și de versete, de exemplu, din Ezechiel, mai ales Biserica Adventă, prin care spune că sufletul care va păcătui acela va muri. Și zic, vedeți, zice sufletul va muri. Ei nu înțeleg faptul că acolo se referă la individul care păcătuiește cât este în viață. Mai devreme sau mai târziu vine pe deasa lui Dumnezeu în dreptul lui. Iar când se referă la... Ioan capitolul 11, că Lazar n-a murit și doarme și Apostolul Pavel spune că să fiu acasă la Domnul, deci într-o adormire, desor vom găsi sintagma asta în Biblie, a adormit cu părinții săi, este mai degrabă un eufemism menit să îndulcească termenul dramatic a ceea ce înseamnă moartea, dar nici de cum că după ce omul moare, sufletul lui intră într-o de uh, dispariție sau de somn. Sigur că există și a doua teorie, teoria reîncarnării, că te poți reîncarna după ce omul moare, sufletul se poate reîncarna în diferite uh, forme de vegetație sau de animale, în funcție de condiția morală, spirituală pe care ai avut-o, cât ai trăit în trupul acest. Sigur că Biblia contestă într-un mod categoric treaba aceasta, zbudiști, sinduiști, sunt, sunt și mișcări a celor care se autoproclamă martul la lui Jehova, care ei vorbesc despre posibilitatea reîncarnării în diferite entități. Dragii mei, am stat de vorbă cu astfel de oameni în diferite circunstanțe ale vieții. Printre ei, argumentul pe care l-au adus, biblic să zicem, dar interpretat eronat în accepțiunea mea, au spus că, uitați-vă ce zice acolo, că Ioan va veni în Duhul și în puterea lui Ilie. Și ce se întâmplă acolo? Vorba despre o reîncarnare a Duhului lui Ilie. Dragii mei, sintagma biblică de acolo mai degrabă sugerează că a venit cu misiunea și cu ungerea pe care Domnul Dumnezeu i-a dat-o lui Ioan să pregătească calea Domnului, așa cum prorocul Ilie, proeminent în Vechiul Testament, a avut o misiune foarte clară de a-L glorifica, de a-L slăvi pe Dumnezeu, suveran, care are putere peste tot și toate. A treia teorie cu privire la ce se întâmplă cu sufletul omului după ce moare este teoria purgatoriului. Este teoria în care, de pildă, crede Biserica Apuseană sau Biserica Catolică. Ei susțin faptul că după ce omul moare, există posibilitatea cinci locuri în care poate ajunge. Și vreau să atrag atenția asupra faptului că din punct de vedere al religiei creștine, Biserica creștin catolică este cea mai mare la nivel mondial, peste un miliard. După Biserica catolică, referindu-mă aici la diferite religii, urmează, sigur, Biserica urmează islamismul, tot undeva aproape de un miliard. Și sigur că apoi urmează Biserica Pentecostală, după aceea Biserica Ortodoxă, ca număr de credincioși convertiți la nivel mondial. Vreau să evidențez aici faptul că Biserica Apuseană, Biserica Catolică, susține că pot fi cinci locuri după ce omul moare. Fie raiul, dacă ai fost un om credincios, care l-a iubit pe Dumnezeu, vei ajunge în mod indubitabil în rai, imediat după moarte. Dacă ai fost un om extrem de rău, necredincios, care ai trecut în tot felul de păcate, imediat când sufletul moare, imediat la cinci minute după moarte, cum zicem noi românii, sufletul va merge în iad. Al treilea loc este Limbus Patrum. Ei spun, locul acesta este locul în care au ajuns toți cei drepți care s-au luptat să trăiască după valorile iudaice și după principiile vechi testamentare până să vină Mântuitorul Hristos. Limbus Patrum. Și după ce Domnul Iisus Hristos a venit, s-a dus în locul acela, a scos pe cei care s-au luptat să trăiască cu dreptate și cu evlavie și îi va muta, evident, în Raiul lui Dumnezeu. Asta s-a întâmplat după ce Domnul Iisus Hristos a murit, a înviat, a venit cu misiunea de a muta duhurile celor drept într-un loc, respectiv raiului Dumnezeu. Pe lângă teoria Raiului, pe lângă teoria Iadului, pe lângă teoria Limbusului Patrum, locul în care au ajuns cei care au murit înainte de nașterea biologică a Domnului Iisus Hristos și de misiunea sa de salvare și de mântuire a omenirii, ei vorbesc despre al patrulea loc în care există posibilitatea să ajungă omul imediat după ce moare, limbus infatum. Ce înseamnă asta? Limbus infatum înseamnă locul în care vor ajunge toți copiii care mor prematur și n-au apucat să se boteze. Știți că în biserica catolică, dar și ortodoxă, botezul se face copiilor mici la câteva săptămâni. Și spun ei, dacă n-au apucat acum catolicii să fie botezați Copiii și-au murit, fie în cele mameilor lor, fie la o zi, două, trei, patru, mai multe, mai puține, după naștere. Iată că Limbus Infatum este locul în care vor ajunge. Ce înseamnă Limbus Infatum, spun catolicii, este locul în care nu există chin, dar nici prezența lui Dumnezeu și raiul lui Dumnezeu, locul de fericire. Este un loc neutru în care copiii nu suferă, dar au ajuns acolo fiindcă părinții negligenți, ignoranți, nu i-au dus la botez și iată că s-a întâmplat să moară înaintea botezului. Dragii mei, din punctul nostru de vedere, nici teoria aceasta nu și are plauzibilitate din punct de vedere biblic. Cu privire la locul unde se vor duce copiii care n-au apucat să aibă un discernământ sau să se boteze, să aibă un discernământ, să dăzească bine sau răul, Biblia are un alt fel de învățătură și poate că la vremea potrivită vom discuta și despre asta și care este opinia mea potrivit cu lumina pe care am primit-o din partea Cuvântului Dumnezeu și a Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Însă, în fine, este a cincea la loc, spun catolicii, unde sufletul poate ajunge imediat după ce s-a despărțit de trup. Purgatoriu. De deci ce vorbesc despre posibilitatea cinci locuri? Ultimul dintre ele fiind purgatoriu. Purgatoriu este un loc în care pentru o vreme ajungi în vederea purificării. În locul acela n-ajung oamenii foarte răi că ea se ducă în iad, nu ajung oamenii foarte buni că ea imediat ajung în rai, ajung oamenii aceia care au fost așa și așa. Nici prea buni, nici prea răi. S-au luptat să fie mai buni, au mai și greșit și au dus o viață de amestec. Cei mai mulți creștini vor ajunge, spune Biserica Catolică, în purgatoriu pentru o vreme stabilită de Dumnezeu în vederea purificării curățărilor, urmând ca după procesul acesta al purificării, când aici cei rămași în viață vor face uh, parastase, pomeni, rugăciuni uh, pentru ei, se vor strămuta din locul acela al purgatoriului în raiul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că nici această învățătură nu poate să fie bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ele mai degrabă își iau originea în diferite tradiții, obiceiuri, revelații care zice se că le-au avut diferiți oameni în anumite perioade din istorie. Însă, vreau să vă spun că există și cea de-a patra teorie. Teoria vămilor văzduhului pe care o îmbrățișează Biserica Ortodoxă. Vreau să știți, o parte însemnată dintre dumneavoastră probabil că ați trăit mai mult, mai puțin an, în Biserica Ortodoxă și cei care a sprins, să zicem, o parte importantă din viață, cam știți ce tradiții, ce obiceiuri se vehiculau. Așa se face că teoria aceasta a vămilor văzduhului spune că omul imediat după ce moare, dacă el a fost credincios, în primele două-trei zile, sufletul lui se plimbă prin jurul casei, îi sunt arătate locurile de pe pământ pe unde a fost faptele bune pe care le-a făcut și a treia zi pornește în călătoria lui spre Dumnezeu. E aici, în timpul călătoriei lui, are parte de 20, alți vorbesc despre 24 de vămi ale văzducului. Ce înseamnă asta, practic? Înseamnă că fiecare vamă constituie cât un demon care e al cât unui păcat. Și de exemplu, dacă omul cât a fost în viață s-a făcut vinovat de păcatul respectiv, vine la prima vamă, a, a doua, a șaptea, a douăzecea, ei nu vor putea să treacă și să ajungă în prezența lui Dumnezeu pentru că sunt împiedicați, adică sufletul lor e împiedicat de uh, vămile văzduhului. Și atunci rolul bisericii, rolul preotului, rolul celor rămași în viață, familie, celor dragi, e să facă parastase, pomeni și să implore mila lui Dumnezeu ca să poată sufletul să aibă trecere liberă să ajungă la Dumnezeu. E, mai departe de atât se spune că din ziua a treia, dacă reușește să ajungă la Dumnezeu pentru că preotul, frații, familia, cei dragi își fac treaba cum trebuie, din ziua a treia până în ziua a noua îi sunt arătate locurile din cer și se uită acolo, văd locașele de slavă lui Dumnezeu, se bucură de frumusețea rarului Dumnezeu, urmând ca în ziua a zecea, după ce s-au închinat lui Dumnezeu și au văzut frumusețea raiului, să coboare pentru 30 de zile în iad. Și sufletul e purtat de către un înger al lui Dumnezeu 30 de zile în toate codloanele iadului și i-a arătat acolo cum se chinuie oamenii, plânsul, șclănirea dinților, văpaia un foc care nu se stinge și sufletul atunci e îngrozit și se roagă și așteaptă Doamne, nu vreau să ajung aici! Și în fine, după aceste 30 de zile, în total 40, în a 40-a zi, sufletul se duce înaintea lui Dumnezeu și se hotărăște destinul lui etern. Să meargă sufletul în iad sau în rai pentru întotdeauna. Aceasta este teoria pe care o promovează și o predică Biserica Ortodoxă, teoria vămilor văzduhului. Sigur că ea nu și are bază biblică și mai degrabă tot își au originea învățăturile acestea în diferite tradiții și zice se revelații pe care le-au avut niște călugări, niște sfinți părinți și care le-au lăsat cu limbă de moarte și iată că de acolo s-a tot perpetuat tradiția aceasta și cei mai mulți o vehiculează. Vreau să vă atrag atenția că sunt și teologi ortodoxi de rang înalt academic care încep să să depărteze de acest fel de gândire. Dar, la nivel oficial, cei mai mulți converg către felul acesta de învățătură. Dragii mei, în fine există și a cincea teorie ce se întâmplă cu sufletul după moarte și am numit eu învățătura biblică cu privire la sufletul omului după ce moare. Din punct de vedere biblic, înțelegem că sufletul după ce moare, după ce moare trupul, da, după ce moare omul, sufletul are o existență continuă, personală și conștientă. Adică, sufletul după ce moare, intră viața omului, după ce se sfârșește, sufletul intră într-o altă existență personală, conștientă și sigur că poate să ajungă într-un loc al prezenței lui Dumnezeu dacă a trăit într-o nepricănire sau într-un loc al unui chin dacă a trăit într-un mod dincolo de care a sfidat și a ignorat poruncile și principiile lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta practic? Înseamnă că, dragii mei, după ce omul moare, doar două pot fi locurile. Fie este un loc de pace și Biblia, de exemplu, dacă ne uităm în Vechiul Testament, în Daniel, capitolul 12, versetul 13, numește locul acela după ce imediat omul moare, locul unde va merge sufletul, lui, un loc de odihnă. Cel mai probabil știți că între moarte și înviere e ceea ce se numește în teologie stare intermediară. Și o a spune că după ce omul moare ajunge într-o stare intermediară în care dacă a trăit în nepricănire și în frică de Dumnezeu, va ajunge într-un loc în prezența lui Dumnezeu în mod indubitabil, unde va fi repaus, o și mângâiere. Iar tu du zice Daniel 12, până va veni sfârșitul, tu te vei odigni. Și te vei scula iarăși o dată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Mai apoi, uitați-vă de pildă ce spune Apocalipsa capitolul 14 cu versetul 13 ca să ne întrebăm învățătura pe principiile Scripturii. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odigni de ostenelile lor căci faptele lor îi urmează. Iar în Luca 16 cu 25 spune despre săracul Lazar, zice, acum el este mângâiat. Iată că este un loc de odihnă, de repaus, de mângâiere pentru toată lupta cât omul a dus pe pământul acesta. Sfântul Apostol Pavel numește imediat locul ăsta după ce omul moare acasă. 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 8. Iată ce spune omului Dumnezeu Sfântul Apostol Pavel, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Deci atât că moartea și ce urmează după moarte nu era ce spunea unul din filozofii români, că nu moartea mă înspăminte cel mai tare, ci veșnicia ei, ci din potrivă pentru Sfântul Apostol Pavel, perspectiva morții nu era atât de sumbră, ci din potrivă, după moarte zice, voi fi acasă. La Domnul, în prezența lui. Iată că, omul imediat după ce moare, Sufletul lui merge în prezența lui Dumnezeu, la un loc de mângâiere, de odihnă, la adevăratul acasă, iar sânul lui Abraham de aici reprezintă tocmai acest loc de odihnă, de bucurie, de fericire. Sigur, dragii mei, că cel ce conduce Sufletul omului spre acest loc de pace și de prezența lui Dumnezeu este un înger al lui Dumnezeu. Ce a fost luat de îngeri în sânul lui Abraham. Deci, Învățătura potrivit căreia noi avem îngeri care ne protejează și vin să ne ofere sprijin, este adevărată. De aceea spune și Domnul Iisus Hristos îngerilor despre micuții pe care noi îi facem să văd purul fața Domnului. Și iată dragii mei că un înger trimis de către Domnul Dumnezeu va veni și va duce sufletul nostru într-un loc al prezenței lui Dumnezeu dacă ne-am luptat să trăim în credincioșie. Uitați-vă ce spune Luca 16 cu 9. Zice, și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Vorbește despre existența unor corturi, iar Ioan, capitolul 14, spune că în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Locașuri însemnând diferite locuri, lăcașe făcute de Dumnezeu într-un loc al prezenței lui Dumnezeu. Iar Apocalipsa 6, de la 9 la 11, vreau să citesc atent versetele acestea. Când a mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese rânjunghează de pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținu. Se de cei care au murit moarte de martir. Deci sufletele lor unde erau, nu muriseră, nu se anihilaseră, nu se, nu se, pulverizase și din potrivă sufletele lor aveau o existență de sine stătătoare, continuă, conștientă, sub altarul lui Dumnezeu. Este un locaș în care Dumnezeu îi va duce. Și au zis ce strigau ei. Deci iată că ei vorbesc, sufletele văd, sufletele aud, sufletele vorbesc. Până când stăpâne tu care e sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. În Apocalipsa, capitolul 7, versetul 14, versetul 15, vorbește despre un loc al prezenței lui Dumnezeu în care vom fi și acolo va fi slujire, o stare în fața scaunului de domnia lui Dumnezeu. Și zice, oamenii aceștia vin din cazul cel mare și au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului, iar în versetul 15, următorul, pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce de pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Unde vor merge cei care n-au trăit cu Dumnezeu și au murit neîmpăcați cu Domnul Iisus Hristos. E evident că ei nu vor merge într-un loc de odignă, de mângâiere, de pace, de prezență a lui Dumnezeu, ci din potrivă ei vor merge în locuința morților. Ne uităm în Vechiul Testament, Șeolul sau Hadesul în Noul Testament. Acolo, deși vor fi conștienți, vor fi chinuiți și așteaptă, dragii mei, gradul de pedeapsă de la judecata finală, când Dumnezeu va stabili exact gradul de pedeapsă pentru ei. Deci îi stau într-un loc de chin, deci imediat după ce sufletul omului moare, va ajunge într-un loc de chin, într-un fel de anticamera iadului, și așteaptă acolo gradul de pedeapsă pe care îl vor primi, îngroziți, speriați de, așa, de, a, de, aceasta vreau să vă spun că se explică reacțiile multor oameni care înainte să moară trăind fără de Dumnezeu, zbierau, urlau, vedeau duhuri draci, aveau manifestări ciudate. De ce? Pentru că au pătruns imediat într-o anticameră a iadului și au văzut acolo chinul și ceea ce îi va aștepta. Sigur că nu putem vorbi despre un rai în formă definitivă, pentru că în Ioan 14, 14 spune, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și sunt într-o continuă pregătire. Dar vorbim pentru cei care credincioși despre un loc al prezenței lui Dumnezeu de o odihnă și de paci. Și sigur că nu putem vorbi despre un iad în formă finală, pentru că este un fel de ca anticamera iadului, că după aceea moartea, diavolul și cei care l-au slujit pe diavolul, dragii mei, vor fi aruncați Apocalipsa capitolul 20, împreună cu moartea, în iazul de foc și pucioasă, unde va fi plânsul și scrinirea dinților și un adevărat chin proporțional cu gravitatea păcatelor pe care oamenii le-au făcut pe pământul acesta. După cum răsplătirile vor fi graduale, vom avea parte de împlinire, de fericire mai mari sau mai mici, tot așa în iad vor fi grade de chin mai mici sau mai mari. Așa se face că atunci când eram mic și citeam că vom primi cu una slave, cu care nu se vestejește, cu una și celelalte cu cinci la număr care sunt descrise în Revelația Nou Testamentară, îmi imaginam că o să fiu un cer și o să am mai multe cununi pe cap și am, Doamne, dăm putere și îmi imaginam, bă, dar nu o să fie prea grele, cu unul o să mă cocârjeze cu tot. Și am înțeles mai târziu că sunt limbaje metaforice care vorbesc despre grade de împlinire de fericire de satisfacție diferențiată în funcție de trudă, că dacă mântuirea e prin credință, răsplătirea e după fapt. După sudoare, după cât am transpirat și după cât am alergat pentru Domnul Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne ajute să câștigăm premiul chemării cerești. Așa să ne ajute Domnul. Aș mai vrea să spun aici ceva foarte important. E o chestiune de dezbatere tot teologică și sper că mai rezistați presiunii. Există un pasaj în Biblie, există așa numită teorie, teoria spiritistă, care vorbește despre posibilitatea oamenilor cu diferite duhuri. Pe mine m-au sunat în multe cazuri, nu în multe, în câteva dintre cazuri, oameni care mi-au spus, frate, după ce tata sau mama a murit, eu l-am văzut pe tata la trei zile după ce l-am îngropat, zice, l-am văzut în casa mea. Și când m-am dus să-l ating și am zis, tată, și eram gata să-l îmbrățișez, zice, a zburat pe geam și nu l-am mai prins. Și cum explici dumneata treaba asta din punct de vedere biblic? Și aș să aduc în atenția dumneavoastră un text din 1 Samuel, capitolul 28. Vreau să știți povestea biblică. Un an și patru luni, David se mută, fiind urmărit de Saul, un timp îndelungat ca să ia viața, se mută la filisteni. Achiși filistenii sunt în război cu Israeliții. prin surprindere filistenii generează un război, Saul este luat pe nepregătite, inima este îngrozită, terifiată, plin de spaimă, zice, Doamne, ce să fac? Dumnezeu nu mai răspunde, nu mai găsește un proroc, cerul e închis, cerul e de plumb pentru el. Și în ce am la presiunii, psihice emoționale, ar vrea să aibă un răspuns de la Dumnezeu, să meargă la luptă, să nu meargă, va muri, nu va muri. Știți că de acolo a venit și deznodământul tragic. Și disperat peste măsură de mult, se duce și spune, ne ducem la cineva care cheamă Duhurile Morților. Și sigur, dragii mei, că ajunge la o femeie, spune Biblia. Cum se numește din punct de vedere teologic lucrul ăsta necromanție? Sunt oameni care practică astfel de lucruri oculte de așa manieră încât ei invocă durile morților pentru aflarea viitorului sau pentru a afla diferite lucruri cu privire la viața lor. Și vreau să vă uitați împreună cu mine pentru că o să exprim și cum am înțeles eu pasajul, pasajul ăsta, pentru că a făcut subiectul multor cercetări pentru mine, în 1 Samuel, capitolul 28. Și uitați-vă ce spune versetul 11. Femeia i-a zis, e femeia aceea din Endor, da, vrăjitoare, care chema morții, necromanta, pe cine vrei să scol? Și Saul a răspuns, scoală pe Samuel. Când a văzut femeia pe Samuel, a scos un țipăt mare și a zis lui Saul, pentru ce m-ai înșelat? Tu e Saul! Știți că el s-a deghizat într alte haine să nu-i fie recunoscută regalitate. Împăratul i-a zis, nu te teme de nimic, dar ce vezi? Femeia a zis lui Saul, văd o ființă dumnezeiască sculându-se din pământ. El a zis, cum era chip? Și a răspuns, este un bătrân care se scoală și este învelit cu o mantie. Saul a înțeles că era Samuel și s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. Samuel a zis lui Saul, pentru ce mai tulburat chemându-mă? Saul a răspuns, sunt într-o mare strâmtorare, filistenii în fac război și Dumnezeu s-a depărtat de la mine, nu mi-a răspuns nici prin proroci, nici prin visuri și te-am chemat să-mi arăți ce să fac. Imaginați-vă groaza. Samuel a zis, pentru ce mă întreb pe mine când Domnul s-a depărtat de la tine și s-a făcut vrăjmașul tău? Domnul îți face așa cum îți vestisem din partea lui. Domnul a rupt împărăția din mâinile tale și a dat-o altuia lui David. N-a ascultat de glasul Domnului și n-ai făcut pe Amalek să simtă aprinderea mâniei lui. De aceea îți face Domnul așa astăzi. Versetul 20, îndată Saul a căzut la pământ și cât era de lung, adică înalt, Cuvintele lui Samuel l-au umplut de groază, nu mai avea nicio putere, că își nu mâncase toată ziua și toată noaptea. Femeia a venit la Saul și, și văzându-l foarte înspăimântat, i-a zis, iată că roaba ta ți-a ascultat glasul. Mi-am pus viața în primej de ascultând de cuvintele pe care mi le-ai spus. Ascultă acum și tu glasul roabei tale și lasă-mă să-ți dau o bucată de pâine ca să mănânci și să prinzi putere ca să pornești la drum. Cum mi se pare pasajul ăsta? Teologii împărtășesc, în general, două feluri de înțelegere cu privire la pasajul ăsta. Primul, ei spun că, de fapt, necromanta, ghicitoarea aceasta, nu l-a sculat pe Samuel și un duh deghizat care a luat forma lui Samuel, pentru că Dumnezeu nu îi dă de acces să poată să deranjeze Sufletul acestui om al lui Dumnezeu pe nume Samuel. Și unii sunt de părere că e vorba despre un Duh înșelător menit să se deghizeze în Samuel, dar de fapt nu era Samuel. Acesta este primul curent de interpretare. Al doilea curent de interpretare a celor mai mulți teologi este următorul. Că da, în timpul actului mistic, obscurantist, pe care vrăjitoarea îl făcea, Dumnezeu a întrerupt actul pe care îl făcea necromanta. Și momentul acela a permis lui Samuel să se trezească din morți și că de fapt este vorba despre Samuel ca o întrerupere suverană a lui Dumnezeu al actului pe care femeia aceasta l-a făcut. Din punctul meu de vedere, este vorba de Duhul lui Samuel și nu despre un duc travestit sau deghizat în ceva ce nu era Samuel. Da? Am trei argumente pentru care pot să vă sugerez că este vorba exact despre Duhul lui Samuel. Și Samuel s-a trezit acolo. Și problema devine cu atât mai complicată pentru că, derivat din aceasta, vine întrebarea: poate diavolul avea acces? Să deranjeze duhurile celor morți, sufletele lor și să poată exista între cei vii și cei morți un fel de comunicare în situații diferite ale vieții? Ca să pot răspunde la această întrebare, lăsați-mă să explic mai întâi că da, cred că este vorba despre trezirea duhului lui Samuel. Și am trei argumente pentru asta. 1. Primul argument este că Femeia aceasta care făcea tot felul de practici oculte comunica cu diferiți, cu diferiți demoni, cu diferite duhuri necurate și era obișnuită cu practica asta. Și erau duhuri de amăgire, evident. Și mincinoase. Dar pentru faptul că în momentul acela mai degrabă văd că e o întrerupere a actului demonic, zice că ea s-a speriat. Ea de obicei nu se speria. Dar acum vedem o mână suverană, o mână a lui Dumnezeu care o îngrozește, chiar știa că, că comunică cu niște duhuri toare, și nu era speriată. Dar în momentul ăla actul i-a fost întrerupt și s-a îngrozit cu totul. Și este primul argument pentru care cred că este dat Duhul lui Samuel. Doi. Cred, dragii mei, că este Duhul lui Samuel, pentru că Biblia spune că e Samuel acolo. Uitați-vă. Toate versetele zice, Samuel a fost trezit detaliile îl descriu pe Samuel și că despre Samuel era vorba. Și Biblia nu greșește, pentru că ce consemnează aici autorul este inspirat de Duhul Sfânt. Și uitați-vă cât de clar spune, Samuel a zis lui Saul. Deci Biblia ne dă imediat dezlegare, interpretare. Apoi versetul 16, Samuel a zis. Nu putea să spună Biblia, Duhul deghizat în Samuel, spune asta. Și clar, era Samuel. Și al treilea argument este acesta ce a spus Samuel lui Saul s-a împlinit 100%. Diavolul nu spune ceva ca să se împlinească și să spună, bă, uite, ce am mai spus și când eram în viață, spun și acum. Tu trebuie să te pocăiești, că uite, ai făcut așa și, domnul a întrerupt domnia ta și a ales pe un altul pe nume David. Deci toate aceste trei argumente sunt trei argumente destul de concludente pentru mine să înțeleg că este vorba despre Duhul lui Samuel. Dragii mei, cred totuși că aș putea să fac un exercițiu de delimitare între ce se întâmpla cu sufletelor celor care mureau când ajungeau în șeol, în Vechiul Testament, și cei de la Domnul Iisus Hristos în coace. Aici cred că este punctul nevralgic al discuției. Din momentul în care Iisus Hristos a luat, zice Biblia, cheile locuinței morților, s-a dus unde? În șeol, în locuința morților, și din momentul acela s-a decompartimentat într-un mod cât se poate de clar, fără ca diavolul să mai poată avea vreodată acces. Și cred că poate nici înainte de, domn, de nașterea biologică a Domnului Iisus Hristos și de lucrarea sa de răscumpărare a omenirii, nici înainte nu cred că diavolul ar fi avut acces la duhurile celor sfinți. Dar asistăm în 1 Samuel, capitolul 28, la o situație excepțională, când de obicei vrăjitorii și necromanții nu aveau acces la Duhurile morților, ce era mai degrabă, celor credincioși mă refer, ce era mai degrabă Duhuri de înșelare și vrăjitorii mințeau pe oameni. Dar acolo Dumnezeu a vrut să întrerupă într-un mod cu totul și cu totul excepțional acest act demonic prin care a vrut să-i mai transmită un ultim semnal lui Saul. Ești pierdut, prietene. Să înțelegi că te-am lepădat. Dar în celelalte situații ale vieții, cred că nici înainte de Noul Testament, Diavolul nu putea să aibă acces la duhurile celor credincioși. Și mai cu seamă, de la Domnul Iisus Hristos încoace, când cheile locuinței morților au fost luate din mâna celui rău, nici pe departe nu putem vorbi despre faptul că diavolul mai poate avea acces să deranjeze sufletele celor credincioși. De aceea, dacă astăzi auziți oameni care spun, uite, am văzut arătări duhurile celor morți, a venit tata în casă, era mama, am văzut eu cu ochii mei. Și când am dat să o prind, a dispărut. Mai degrabă, să înțelegeți că sunt manifestarea ale celui rău, venite să tulbure pacea și liniștea din casa și din sufletul dumneavoastră, să vă bage în stări de psihoză, de frică, de depresie. Și atunci, care este soluția? Soluția este să vă pocăiți. Să cere sângele Domnului peste casa voastră, și diavolul să nu mai aibă acces la voi, pentru că în felul ăsta vă sperie, vă îngrozește și e semn că voi trebuie să rupeți legăturile cu diavolul și cu păcatele și cu vicile și să vă predați cu totul în mâna lui Dumnezeu și să cereți peste casa, sufletul și familia voastră sângele Domnului Isus Hristos. Și iată că veți beneficia de acea protecție de care au beneficiat cei din Gosen când ușorii casei erau cu sânge, semn că cel ce a venit să nimicească nu, se nimicea, nu nimicea familiile care aveau acel sânge al diferitor animale. Acum este vorba despre sângele lui Iisus Hristos, care e peste sufletul tău, peste soția ta, peste copilașii tăi, peste soțul tău, peste familia ta și diavolul nu mai are acces. Este un semn al protecției divine. Slăvi să fie Domnul și mulțumim lui pentru asta. Dragii mei, primul adevăr din Luca 16 sună așa, suntem fragili și efemeri. Al doilea adevăr, nu sunt decât două locuri, un loc al prezenței lui Dumnezeu și un loc al chinului, urmând să se uh, ajungă în forma finală a unui rai și în forma finală a unui iad, uh, după judecată de apoi din Apocalipsa, capitolul 21. Al treilea adevăr pe care îl desprindem din textul ăsta, după ce mor, nu se mai poate face nimic. Bogatul n-a mai putut face nimic pentru salvarea sufletului lui. Coroborat cu acest pasaj biblic este Marcu capitolul 2, când spune, dar ca să știți, chiar Domnul Iisus Hristos, că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, înțelegem că omul după ce a murit, nici o pomană, nici un parastas, niciun fel de altă intervenție sau mediere a vreunui preot, pastor, prelat, față bisericească, nu se mai poate face nimic. Cât de altruist ar fi familia care a rămas în viață cu parastas și a zis, nu se mai poate face nimic câtă vreme inima bate în piept și ești în viață, tu poți să schimbi destinul vieții tale. Tu poți să schimbi direcția pentru întotdeauna. De aceea există o mare responsabilitate limitată în timp. Cât ești pe pământ? Să faci ceea ce trebuie să faci. Să cele mai înțelepte decizii pentru viața ta. Și uitați-vă, dragii mei, că dacă iadul este locul din care nu mai poți scăpa, raiul este locul de unde nu mai vrei oricum să pleci și stă de vorbă părintele Avram, care îl simbolizează evident pe Dumnezeu aici, cu bogatul și spune, nu se mai poate face nimic. Și știți ce știe acest suflet care se chine acolo atât de tragic și dramatic? El e conștient că are cinci frați. El știe toată povestea și știe și care e soluția. Se vor, zice el. N-a zis Domnul, zice el. Trimite pe Lazar și frații mei se vor pocăi. Deci iată care este singura soluție să poți scăpa de iad. Pocăință. Și pocăința înseamnă să ai o relație sfântă și curată cu Dumnezeu, înseamnă să ai o relație bună cu semenii, cu Lazar și cu toți cei pe care Dumnezeu a așezat lângă tine și înseamnă să ai o relație bună cu Scriptura. Pentru că despre asta este vorba. Cum te-ai raportat la Dumnezeu, bogatule? L-am ignorat. Cum te-ai raportat la Lazar? L-am ignorat. Cum te-ai raportat la au pe Moise și pe proroci? Este o sintagmă metaforică cu referire la Biblie. Cum te referi la Scripturi? La Biblie. Am ignorat-o. Și atât, dragii mei, acestea sunt trei chei pe care le putem accesa pentru a dobândi Raiul lui Dumnezeu. Să am o relație sfântă și curată cu Dumnezeu, nu doar o religie. Să am o relație bună cu toți seminii de lângă mine și să am o relație bună cu Scriptura, citind-o în fiecare zi și trăind-o și împlinind tot ce spune ea. Trei chei pe care Dumnezeu le a pus la îndemâna noastră. Nici mai mult, nici mai puțin. De aceea să ne ajute Dumnezeu să le împlinim cu scumpătate. Doamne ajută-ne și binecuvintează-ne! Deci, al treilea adevăr general din textul ăsta e că după ce omul moare, nu se mai poate face absolut nimic pentru el. Și imaginați-vă ce dramatic trebuie să fie momentul acela când omul a murit și a murit neîmpăcat cu Dumnezeu. Povestea un pastor că în America avea un business și la un moment dat un om care lura pe Dumnezeu, soția credincioasă, îl ura pe Dumnezeu, a ajuns într-unul din azilurile lui în care îngrija de bătrâni. Ei, și vreau să vă spun că omul ăsta i-a zis, uite, patronul azilul lui este pastor. Și a început să discute cu el, îl pe Dumnezeu, zice, nu spune nimic de Dumnezeu, ba chiar a dat să bușească, să facă urât. Când auzea de Dumnezeu cuvântul de Dumnezeu, îl, îl, irita cu totul. Și l-a luat ușor, mai azi, mai mâine, mai poi mâine, și el tot a zis, nu vrea să au nimic și o pune mare rezistență. Nu știa ce să fac. După un timp, omul ăsta, evident, bătrân, apăsat de boală, S-a dus și a zis, vreau să vorbesc cu pastorul acesta. Și l-au chemat. Au venit, au stat de vorbă cu el. Și în timp ce stătea de vorbă cu el, el a început să plângă și spunea, pastore, oare Dumnezeu o mai poate ierta pe mine vreodată? Dacă există Dumnezeul acesta despre care o vorbiți? Pentru că eu am fost un om rău și toată viața l-am urât pe Dumnezeu. Și cum auzeam cuvântul Dumnezeu, carnea pe mine se enerva și tot spiritul în mine era revoltat. Și el a zis, da, Dumnezeu te poate ierta. Și a început să-i vorbească despre Dumnezeu și începea bătrânul ăsta să plângă atât de tare și și-a predat viața în mâna lui Dumnezeu. După ce a plecat, pastorul a auzit numai că la câteva momente a murit și slavă Domnului că datorită rugăciunilor soției lui, Domnul a avut milă de el și s-a milostivit. Ce înțeleg eu de aici? Stimată mamă, nu obosi să plângi și să te rogi pentru fiii risipitor. Roagă-te că Dumnezeu, datorită acestor rugăciuni, va înteți mijloacele de cercetare pentru cei risipitori ca să-i aducă la mântuire. Slăviți să fie Domnul! Și la fel este de valabil pentru tată, pentru soț, pentru soții, care au poate parteneri de viață necredincioși, luptați pentru sufletul lor până la ultima suflare. N-aveți voie să cedați! N-aveți voie să spuneți, nu mai pot! Nu aveți voie să, din rugăciunile voastre, să, să, nu existe aceste cauze, familia și cei dragi. Pentru că ziua aceea va fi ziua marilor despărțiri. Te de doare când pleacă trei ani și știi că nu-l mai vezi. Mi-aduc aminte când a plecat Pedro, eu, unul din frații mei de corp, a plecat, aveam o relație specială așa cu el, când a plecat în străinătate, zile întregi plângeam noaptea, nu dormeam. De ce? Imaginam că nu o să-l mai văd atâția ani de zile. Și despărțirea este pentru un timp. Imaginează ziua marilor despărțiri când pentru întotdeauna. A patra lecție generală din text este că în lumea de dincolo, evident, există locuri separate. Prăpastia aceea este menită să delimiteze locul celor credincioși și locul celor necredincioși. Și, în sfârșit, a cincea lecție, în viața de dincolo, noi ne vom recunoaște, există conștiință de sine pentru cei ce ajung în chin, există recrete, nu doresc ca cei dragi să ajungă acolo, știu care este soluția, în fața lor vor sta toate ocazele și momentele în care se puteau schimba, se puteau pocăi, apar momentele alea când ți-a venit vecinul pocăi, ți-a spus, uite vină la biserică, când ai auzit o predică pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook, pe YouTube, când te-a dus cineva la o evanghelizare, toate momentele acelea vor apărea în fața ta. Și momente în care ai fi putut să iei o decizie de schimbare și n-ai vrut. Și toate acestea te vor condamna în ziua aceea. De aceea, dragii mei, soluția este să ne întoarcem la Domnul. Să avem o relație bună cu Dumnezeu, cu seminii de lângă noi și cu Scriptura și vom putea în felul acesta să dobândim cerul lui Dumnezeu și acolo va fi locul în care ne vom recunoaște fiecare dintre noi. Uitați-vă că în Matei, capitolul 17, la schimbare la față apare Moise și Ilie. Nu ne vom pierde nici personalitatea. ci vei sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Deci vom ști, el e Avram, el e Iacov. Vă dați seama în ce bucurie au ajuns cei dragi ai noștri care au plecat de pe pământul ăsta și au trăit cu Dumnezeu. Păi când ei au ajuns acolo, în corul de îngeri, și au putut să vadă Sfinții lui Dumnezeu și pe Domnul Isus Hristos, căruia i-a slujit toată viața lor, ce bucurie trebuie să fie pe ei! Pentru ei n-au mai vrut să se întoarcă înapoi. Și ar trebui ca noi, credincioșii, să nu mai privim atât de dramatic moartea. Și din potrivă, ar trebui să vedem moartea ca o trambulină spre cer, spre fericire, spre locul de prezență a lui Dumnezeu. Că da, trupul ăla e o carcasă, se face una cu pământul. Pare sumbru, pare dramatic, pare dureros, dar sufletul merge într-un loc de bucurie, de pace și de odihnă în Dumnezeu. Și acum, dragii mei, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să punem mai mult pereți pe sufletul nostru. Matei, capitolul 16, spune și ce ar folosi un om să câștige toată lumea aceasta dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? O clipă de plăcere? O țigară, o băutură? Bani mai mulți? Mănânci cu 10 guri? Nu poți sta și în zară, trebuie neapărat în Hugo Boss? Și de fiecare dată vrem mai mult și mai mult și vrem să stingem visul lui Dumnezeu din noi și chemarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Pentru ce? Pentru că mâine sau voi mâine peste 5 ani, 7 ani, 10 ani, 20 de ani, nu știu când ne dă Dumnezeu. Vom pleca din lumea asta. Și alții ne vor pune mâinile pe piept. Ziua aceea va fi ziua în care noi nu vom mai cânta, vor cânta alții. Ziua aceea va fi ziua în care noi nu vom mai predica, vor predica alții. Ziua aceea va fi ziua în care se va stabili pentru întotdeauna destinul nostru. Ziua în care vom merge la Dumnezeu sau într-un loc fără de Dumnezeu, cu diavolul, în chin și în suferință pentru întotdeauna. Astăzi poți lua o decizie înțeleaptă. Pastor, prezbiter, diacon, fețe bisericești, preoți, simpli oameni, simple noria, simpli membri, ortodox, baptici, pentecostal, de orice religie sau denominațiune confesională. Dacă nu te simți într-o relație bună cu Dumnezeu, cu cei de lângă tine și nu ții cont de Biblie, ar fi cazul să ne trezim pentru că într-o zi, sufletul nostru se va despărți de carcasa asta exterioară, de lutul și se va stabili pentru totdeauna unde vom merge. Te-ai ars când ai pregătit mâncarea câteva secunde la mână și ce durere a fost. Imaginează-ți să ajungi într-un chin nu pentru 100 de ani, că s-a sfârșit. Nici pentru 1000 de ani, nici pentru 10.000 de ani, nici pentru miliarde de ani. Ci veșnic, spune Biblia. De aceea, să nu dăm vremelnicia vieții pe veșnicie ei. Viața e un timp de pregătire. Aici e pregătirea, Dumnezeu ne predă prin pastor, prin slujitor, prin cântăreți, prin poeți, prin slujitori, ne tot predă lecții. Moartea este examenul în care se pune nota. În iad sau în rai. Și în momentul când vom pleca și sufletul nostru se va duce la un loc de odihnă sau un timp pentru întotdeauna. Ce vei face dumneata? Astăzi este ziua în care trebuie să iei decizia cea mai înțeleaptă. Și Dumnezeu să ne ajute să ne pregătim pentru sufletul nostru. Ce se întâmplă cu sufletul după ce moare, Biblia ne-a vorbit în seara asta. Dumnezeu să ne trezească, să ne dea puterea să ne pregătim pentru ziua aceea. Haideți acum! Să -ți -ți -ți.